taci. Vă salutăm, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panorama, bineînțeles aici la Roman TV, unde vă întâlniți de fiecare dată cu mine, Daniel Muraru, și depinde acum de zi, fie cu Alex Nistor sau colega Alexandra Manea Predescu. De această dată alături de mine se află Alex Nistor, pe care salut. Salut, Alex! Salut, Daniel! Bine ne-am regăsit! Da, bine ai revenit și tu în studio, deși revin fiecare zi aici, așa că ești ca la tine acasă, am putea spune, nu e nimic nou. Mai trebuie o canapea. Mai trebuie o canapea și ai rezolvat-o. Și lejerie curată. Da, doamnelor și domnilor, să știți că avem o groază de lucruri de discutat și de prezentat și de analizat împreună cu al meu coleg, și cred eu că știrea săptămânii este cea, deși nu este știrea săptămânii, pentru că noi am oferit o exclusivitate în urmă cu un an, cred că un an și ceva. Am discutat aici și am rumegat-o la vremea respectivă în câteva emisiuni și am și spus niște lucruri apropo de eroi, apropo de vinovății în ceea ce privește incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, din Piatra Neamț. Să știți că ieri parchetul general a confirmat sau a venit cu informația privind cauza care a stat la baza producerii incendiului, tragediei. Este vorba de o candelă aprinsă, pusă de o asistentă la căpătăiul unui bolnav muribund. Deci cam asta este cauza. Repet, noi cred că acum un an, Alex, vorbeam despre asta aici la Roman TV. Dar noi analizasem această variantă inclusiv atunci când a avut loc incendiu. Dacă mi-aduc aminte corect, asta a fost de altfel una din cele două variante luate în considerare în momentul producerii incendiului. Scurt circuitul de la o priză sau varianta candelei aprinse. Noi la vremea respectivă am discutat varianta candelei aprinse, o variantă care oricum nu este pe placul publicului larg, ca să zicem așa. De altfel am și observat că odată ce expertiza a stabilit că ăsta a fost motivul oficial al producerii incendiului, iar presa, atât noi cât și alții, au publicat material pe această temă ieri, am observat că opinia publică n-a fost deloc de acord cu această variantă. Cei mai mulți dintre oameni considerând că e imposibil ca de la o candelă să produci un astfel de incendiu. Ceea ce pe mine m-a făcut să-mi pun niște întrebări legate de discernământul unora. Nu musai de discernământ, ci de educația oamenilor în ceea ce privește astfel de situații. Nivelul cunoștințelor, exact. Trebuie să înțelegem faptul că așa cum poți să mori la tine în casă pentru că ai aprins tu o candelă sau o lumânare și ai lăsat-o peste noapte nesupravegheată și ai probleme în apropierea cu instalația de gaz. Și ai probleme cu instalația de gaz. Sau ai lăsat-o foarte aproape de niște materiale ușor inflamabile. Așa cum s-a întâmplat de altfel de multe ori, au murit oameni. Exact. Noi trebuie să înțelegem faptul că acea candelă a fost dusă, într-adevăr, la căpătăiul unui bolnav muribund de o asistentă medicală într-un mediu bogat în oxigen. Pentru că acolo e vorba de niște oameni care stăteau pe oxigen, cu măști. Măștile alea nu bagă tot oxigenul în tine. Logic, scapă și laterale. Instalația nu e perfectă. Instalația nu e perfectă. Am văzut, slavă Domnului, cum era acolo. Una este că aprinzi o lumânare într-o secție în care totul este aerisit și nu există nimic care să poată propaga o eventuală flacără, și alta este când aprinzi o candelă în mijlocul unei instalații de oxigen și așa de care s-a tras la maxim în acea perioadă, îmi imaginez eu. Eu nu cred că instalațiile de oxigen din spitale erau proiectate să facă față la ce s-a întâmplat în acea vreme de tristă asta și e mențiunea calintire. Care obligatoriu trebuie făcută, și anume faptul că bolnavii ăia, cei care erau infectați cu SARS-CoV-2, aveau nevoie în special de oxigen. Cei de la ATI erau într-o fază critică, iar toți primeau oxigen, de câte am înțeles, deci aparatele care se aflau acolo funcționau la capacitate maximă. Deci ceea ce spuneai tu, dacă nu chiar la capacitate depășită, pentru că n-ai de unde știi ce și cum. În ce hal erau aparatele respective, câți ani de utilizare aveau, câte peticeli s-or mai fi făcut. Poate astea le vom afla vreodată, deși personal mă îndoiesc. Eu cred că se va merge pe această soluție. Iar unii dintre cei care au fost învinuiți atunci, dintre care unul, Lucian Micu, discutăm, a și plătit cu demisia la acel moment, pe nedrept de altfel,
Și acum are emoții mari din cauza acestui dosar. Eu cred că o să-i treacă emoțiile. Adică, pe linie politică, la asta mă refer. Pe linie politică e posibil să aibă emoții, dar eu nu cred că un manager de spital poate fi învinovățit în vreun fel că cineva, un angajat din aia 600-800 cât are spitalul respectiv, se trezește să aprindă o lumânare. Chiar nu cred că poate fi el învinuit. Poate poți să vezi o vină parțială în șeful de secție. O autorizații date. Corect. Dacă adică, ai mutat ATI-ul, secția aia a fost mutată. Okay, dar dacă nu asta a fost cauza, da, nu știu cum să spun. Exact, adică, e departe ca și logică să vorbim despre asta, însă, apropo de ce spuneai tu, că, unii oameni nu au înțeles de fapt ce s-a întâmplat acolo și nici explicațiile parchetului general. Deci să spui că mortul este vinovat, tu neînțelegând de fapt că mortul nu mortul și-a aprins candela. Deci bolnavul ăla, muribund, care, da, muribundul, n-avea cum să-și aprindă candela. El se afla într-o fază un cadru medical, absolut critică, o asistentă de înțeleg, a zis, uite, numai Dumnezeu se duce la Dumnezeu. Sau Dumnezeu îl mai poate ajuta. Și hai să aprindem candela. Deci o asistentă a aprins acea candelă și pe mine mă miră acest lucru, pentru că mă gândesc că o asistentă medicală trebuia are totuși o școală nu... și trebuia să știe ce înseamnă oxigen, ce înseamnă mediul bogat în oxigen. Dacă nu știa ea, trebuia să știe șefa ei. Dacă nu știa nici șefa ei, trebuia să știe șeful ATI. Tata, e posibil ca șeful ATI să nu fi fost acolo, Domne, să nu fi văzut, să nu fi știut. Dar tot te gândești, Alex, mă scuz că... Da, eu mă gândesc că directorul de îngrijire... Eu mă gândesc că directorul... Candele. Da, eu mă gândesc că directorul de îngrijire al unui spital ar trebui să aibă, printre altele, obligația de a le explica atât medicilor cât și pacienților niște situații riscante, cum e și asta, că poate unii nu știu. Eu pot înțelege. Nu, în România de astăzi, Daniel, e ca și cum îi spui măcelarului, ai grijă, nu băga degetul sub cuțit, știi? Da, într-adevăr. Dar în România de astăzi, eu cred că noi abia suntem la începutul acestui nivel în care trebuie să-i explici omului că e periculos și să bage degetul în priză. Cred că suntem la început. Și cred că peste câțiva ani ne vom speria, dacă o mai fi în presă, de situații devenite subiect nefericit de presă, de evenimente tragice, provocate de lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple și pe care poate unii le-au explicat copiilor lor când aveau 3 ani. Eu cred că noi ajungem la nivelul acela, pentru că mă uit în jur, văd reacții ale oamenilor la accidente nefericite, casnice, unde oamenii nu înțeleg de ce s-a întâmplat așa ceva. Văd situații în care copiii cad de la etajul 7 și mor pentru că bunica în a căror îngrijire au fost lăsați copiii s-a dus să vorbească cu o vecină. Și a lăsat un scaun lângă fereastră. Dar nici nu contează că lași un scaun lângă fereastră. Un copil de 4 ani se poate cățăra pe calorifer. Nu e așa mare greu. Adică, dar poate fi ajutat un scaun. Daniel, noi suntem la un nivel care mie mi se pare periculos pentru oamenii din jurul nostru. Noi pe persoană fizică punem în pericol deseori copiii noștri, rude, soții, ce vrei tu, prin niște lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Niște lucruri pe care noi suntem obligați să le gândim, să zicem, băi, eu dacă mă duc să fac asta și las un copil nesupravegheat în casă cu geamul deschis, poate risc să nu-l mai am pe copilul respectiv sau pe nepotul respectiv. Deci nu trece prin cap... De ce îți dau acest exemplu? Este pentru că e cel mai recent. Am văzut undeva pe presa națională o astfel de situație. Îți jur că s-a ridicat părul pe mine. Cum Dumnezeu să nu te ducă capul, om senior, da, cu o experiență de viață, să nu te ducă mintea și să-ți lași un copil mic în casă că te duci să-l iei pe ăla de la școală sau de nu știu unde. Că asta a fost chestia. Bă, cum îl lași singur în casă? Nu te duce capul că copilul ăla din plictiseală se va urca pe niște chestii, o să cadă pe geam, o să moară. Nu fi avut variante și era nevoie să plece. Bine, dar îl luai cu tine! Îl luai cu tine! Da, nu, adică, o variantă. Adică n-avea 6 luni, totuși. Putea merge pe picioarele lui. Ei, eu când văd astfel de situații, îmi pun foarte, foarte mari întrebări legate de capacitatea noastră de a mai gândi atunci când este vorba despre riscuri la care ne expunem și care ne pot costa viața, bunurile, casele și așa mai departe. Dacă vrei din materialele astea de presă care tot apar de ani întregi, ca urmare a intervențiilor pompierilor,
mai ales. Materiale preventive, exact. Păi jumătate din lucrurile alea nu s-ar întâmpla. De la situațiile în care copiii se neacă, situații la care lumea, opinia publică răspunde cu da, unsă să ducă. Să nu se ducă. Sau să le facă piscină. Băi, să nu se ducă. Să ducă la primar. Dar du-te, frate, și fă baie în cadă la tine acasă. Da. Cum Dumnezeu te duci tu într-o apă despre care orice om știe că a luat tribut vieți de-a lungul timpului, s-au făcut excavări, sau e mizerabilă, unul își spală calul mai sus, curge rahat de pe calul ăla și tu te speri la 3 metri. Alții descarcă cei în canalizare. Exact, alții descarcă cei în canalizare și tu te duci la scăldat acolo împreună cu alți copii la o vârstă la care teoretic mă aștept ca părinții tăi să-ți fie explicat că tu n-ai ce să cauți acolo. Și mai vin, mă uitam în comentarii la momentul respectiv oameni care păi da, și eu era să mor acolo, noroc că m-a salvat nu știu care. Și se întâmplă dacă, continuare, exact. Da, și tu dacă era să mori acolo, tu nu le-ai explicat oamenilor din jurul tău, băi, eu n-aș fi fost acum în viață, nu te du acolo. Era mai periculos cu 30 de ani, nu? N-ar fi fost suficient, Alex, pentru că ai văzut și tu, apropo de subiectul ăsta, în fiecare an cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență fac campanii, dar campanii chiar agresive. A fost nevoie de o campanie foarte agresivă, exact. A fost nevoie de o campanie foarte agresivă pe tema selfie-urilor pe tren. Orice copil cretin și lipsit de educație din partea părinților, se urca pe trenuri să-și facă selfie-uri, că ce mișto este. Și după ce unii s-au prăjit la propriu, ISU a decis într-adevăr că e nevoie, cel puțin în județul Neamț, de o campanie agresivă care culmea de la Roman au fost, da, cred că și culmea campania a dat roade. Anul trecut n-a mai fost niciun caz, din câte am înțeles. Iar acum cei de la ISU încep o altă campanie referitoare la riscul de NEC. Mi se pare incredibil că în 2023 avem nevoie de astfel de campanie. Da, aici mai este o chestiune. Și atunci, eu nu pot ca să întâlnim ideea, eu înțeleg de ce o mare parte a opiniei publice zice, cum e de la o candelă? Ce? L-au scos pe ăla vinovat că o candelă, pe că dar ce? Ăla murea. Dar ăla săracul murea, avea și el nevoie de o candelă, îți vadă drumul către rai. E o mare Doamne problemă crește. Și ceea ce n-au înțeles oamenii, însă voiam să spun apropo de aceste cazuri de NEC înregistrate de regulă, care se înregistrează vara în județul Neamț, în zona Romanului, Moldova, Siret, eu n-am înțeles și nu pot să înțeleg cum de nu cunosc oamenii zonele în care este periculos să te scalzi în aceste râuri. Că de regulă știi, trece Siretul pe la colțul satului, nu știu, pe eu nu înțeleg ce prin cauți, satul nu știu eu care. Eu nu înțeleg ce cauți în Siret, păi dacă tot, în primul rând. Dacă tot faci baie în Siret, du-te într-o zonă care e cât de cât sigură. Mă gândesc, dar dacă există așa ceva, dar nu, dacă dar se poți să, abține. Dar de ce să-ți asumi tu riscul că poate e o zonă sigură nu știu unde? Uite, poate s-a dovedit că nu este. Exact, bineînțeles, se poate schimba multe lucruri de la una. Știi cum e treaba asta cu du-te și te scaldă că poate e o zonă sigură că o știi tu? E ca și cum ai avea un echipament electric băgat în priză cu un cablu care din punct în punct, da, din 10 în 10 centimetri, are izolația luată. Știi, cablurile alea de pe vremuri de le făceau părinții noștri, ți era spaimă să te apropii de firul ăla, că te gândeai că acolo rămâi? E ca și cum ai avea un astfel de cablu și un echipament electric băgat în priză și zici, dar eu pot să merg pe el cu picioarele goale că merg printre părțile astea unde se vede că e izolația luată, că eu știu că e sigur. Și mori. Da, e discutabil și este clar că mai degrabă nu faci baie, nu te duci la scăldat decât să te trezești cu situații de genul ăsta. Revenind la ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, că au trecut mai bine de 2 ani, avem 2 ani și câteva luni de când parchetul general, pentru că ancheta a fost preluată de procurorii parchetului general, se străduiesc să afle niște lucruri și să pună sub învinuire niște persoane considerate vinovate vinovate în această situație, respectiv incendiu ăsta nenorocit, soldat cu pagube umane și materiale. Și mă gândeam, mă gândesc destul de des la chestia asta, de ce s-a ajuns aici, de ce au avut ei nevoie de 2 ani și ceva, Alex, să afle cine este vinovat, cine a dus sursa, care a fost cauza incendiului, pentru că s-a spus la un moment dat că a fost un scurt circuit la un aparat, la un injector. Eu înțeleg că scurt circuitul a apărut ulterior. Posibil. Parcă așa am înțeles de acolo, posibil. Că a apărut într-adevăr un scurt circuit ulterior, probabil de la... La ce s-a întâmplat, la cum s-a întâmplat la cu oxigenul ăla. Voiam să spun un lucru și să-l reiau. Și anume faptul că dacă acolo existau investiții minime, care eu o văd obligatorie în orice spital din această țară. Adevărat. Niște camere video spre intrarea de la ATI,
în ATI, pe culoarul care duce la ATI, pe toate culoarele unui spital, da, trebuie să existe astfel de sistem. Dacă erau video suficient de performante, vedeai exact ce s-a întâmplat. O vedeai pe asistentă cum se plimba cu candela, când vedeai de unde a pornit flama și așa mai departe. Dar dincolo de asta, mie mi se pare incredibil că, uite, tot dădeam exemplul ăla cu cablul care nu are izolația ok. Mie mi se pare incredibil că spitalele astea, și nu numai, am văzut și în alte tipuri de instituții, ai niște instalații electrice care sunt făcute acum 50-60 de ani, proiectate pentru un anume fel de consum. Pe asta s-a și discutat la vremea respectivă. Pe instalațiile ale electrice, tu nu numai că suplimentezi consumul cu mult față de ce putea să ducă instalația electrică acum 5 de ani când a fost construită. Corect. Și în care tu n-ai investit un leu în 50 de ani, mergând pe ideea că firele alea din perete vor ține forever. Asta o dată. Doi, într-o astfel de instalație în care dacă pui mâna pe o priză, iese din perete la tine în mână cu totul, tu mai bagi câte 5-6 prelungitoare unul în altul și te aștepți să iasă oamenii vii de acolo în fiecare zi. Mi se pare o nebunie. Pe... Și îți subliniez că am văzut asta și în alte instituții. Am văzut în primării, am văzut în școli, de-a lungul timpului. Lucruri aruncate la îndala prin prize, toate trase dintr-o singură priză. Nu n-am avut ocazie, bine. A mai trecut o zi. Dar Doamne ferește, dacă se întâmplă. Dai foc la o școală? Dai. Dacă îți mor niște elevi. Nimeni nu se gândește la lucrurile astea. Ai văzut că s-a întâmplat ceva apropo de problema e că atunci când se întâmplă, toată lumea este vai de mine, dar cum s-a întâmplat? Cum s-a ajuns aici? Cine e vinovat? Wow! Și după care se uită. Că, na, așa suntem noi. Aia e problema cea mai mare, că toată lumea uită. Însă, mă gândeam că la nenorocirea asta de la ATI Piatra Neamț a mai fost o chestiune. Din câte știu, tot pe surse, informații care văd că n-a fost confirmat oficial, ușa era încuiată. Ușa de la ATI, deci cineva care trebuia să stea acolo non-stop, a plecat, cine știe unde a plecat, bănuiesc eu, pentru că a încuiat ușa. În interior, doi bolnavi care nu erau în stare extrem de gravă și au văzut, au simțit, au încercat să scape cu fuga, dar nu au putut să iasă din acel salon pentru că ușa era încuiată. Deci sunt o groază de probleme. Am văzut că mai există și informația că 6 persoane au fost puse sub urmărire penală. Mă refer la foști directori, plus niște asistente și fostul șef de la ATI. Nu știu ce să zic, sunt multe de discutat, de-abia aștept să văd că dosarul ăsta să fie trimis în judecată. Printre cei care sunt vizați de anchetă, poți să treacă mulți ani, dar ne-am plictisit. Gândește-te și uite, iară vin Alex, ca să vezi cât suntem de netrebnici, unii dintre noi. Repet, în loc să dai 200 de milioane de lei vechi, 20.000 de lei vechi, să supraveghezi zona aia, au dat 10.000 de lei pe expertize. Gândește-te că vorbim despre expertize peste expertize ca să stabilească că cineva s-a dus cu o candelă acolo când putea să derulez un filmuleț să vezi ce s-a întâmplat, cine a intrat, dacă a intrat și așa mai departe. Sigur. A fost scurt circuit, etc. Dar asta este situația. În România se poate întâmpla pentru că nu interesează pe mulți chestiunea asta. Însă sunt 6... Într-o țară normală nu dura atâta timp să ajungi la o formă. Păi, cred că cu tot cu proces... Asta în primul rând. Alex, cu tot cu proces, vom avea parte să dea Dumnezeu să fim sănătoși, mulți dintre noi să mai trăim atunci, cu tot cu proces vom avea o soluție finală undeva peste 7-8 ani. Asta este părerea mea, dacă o vom avea și atunci. Pentru că mă uit la ce se întâmplă cu niște anchete, zile să avem, niște anchete privind diverse anumite afaceri pe la Spitalul Județean din Piatra Neamț, anchete de corupție, cu achiziția computerului tomograf, pe sunt dosare ajunse în instanță în urmă cu ani și ani și ani, nici măcar nu o sentință în primă fază. Deci mai vorbim de încă câțiva ani. Mi se pare că comportamentul acesta al justiției în general, modul de lucru, faptul că durează 1000 de ani până când un dosar ajunge într-adevăr la judecată și se dă și o soluție definitivă și irevocabilă, toate lucrurile astea mie mi se pare că îi motivează pe cei care au de făcut combinații să le facă. Pentru că ăla se gândește, îmi iau partea mea de șpagă, îmi ridic 16 vile, mă bucur de ele, bine mersi, poate și mor până mă prinde careva și sunt condamnat, rămân copii cu banii, cu casele, mi-am asigurat familia, vorba. Mă doare la basca, am bani de avocați, să știți... Am bani de avocați, exact. Într-un proces e mare lucru să ai avocați buni, iar avocații buni costă și costă foarte mult. Nu și unii chiar și permit.
Și, și permit, pentru că cei mai mulți dintre ei fură de la noi. Cum dracului să dai sute de mii de euro să-ți plătești un avocat dacă, tu te uiți, dacă te uiți în declarația de avere a lui, vezi că el de fapt de-abia se ștărie zile de la o lună la alta. Da, e un alt subiect. Mai împrumută prietenii împrumută. La da, nevoie. De ce au numai mă, prieteni da. Din ăștia, Alex? Tu n-ai prieteni care se împrumute cu vreo 30 de mii de euro ca să-ți plătești un avocat să te apere, știu păi, eu, mie, nu știu mie, ce. Mie rușine să îi cer vreunui prieten 500 de lei. Că o să-ți dea 1000. Mi-e rușine. Dacă cred, mă crezi, sentiment, dacă, ar fi, dacă ar fi momentul ăla în care să am nevoie de 500 de lei, mi-ar fi rușine să-i dau unuia mesaj, să-i spun, dă și mie 500 de lei până la salariu. Eu nu știu cum funcționează lucrurile astea în lumea celor săraci, dar plini de bani, ca să zicem așa. Recunosc, mă bucur că nu fac parte din această lume, pentru că mi se pare mult mai ok ca atunci când mă duc acasă seara să pun cap pe pernă fără să mă gândesc că poate îmi bat mascații la ușă. Da, și nu se mai mult mai bine. Nu se mai gândești nici la asta. Sunt dosare, l-au bătut mascații la ușă în 2015 și acum dosarul e pe moarte. Băi, dar nu vreau. În primă instanță, știi? Dar eu nu adică vreau să-mi bat mascații unii, la ușă, chiar dacă durează sunt unii care au aflat, care au aflat înainte că vor veni mascații și au plecat. Și au primit cu s-au pierdut. Exact. Dar cum asta, ar fi? Asta este justiția. Ceea ce mă deranjează pe mine este faptul că vorbim despre o anchetă a celor de la parchetul general și știți cum e vorba aia, parcă ai niște ai pretenții când auzi că sunt niște procurori, cei mai buni procurori din România până la urmă care se ocupă de cazul de la Piatra Neamț și să ai 2 ani și ceva să vii să spui oficial, să zici uite asta a fost cauza incendiului, avem 6 nici măcar nu sunt inculpați, atenție, sunt urmăriți penal. Deci nu s-a pus în mișcare acțiunea penală. Eu cred că din cei 6, dintre cei 6 directori, foști directori de spital, nu știu dacă o să rămână unul sau doi să fie trimiși în judecată și vorba ta, nu știu cât de vinovat sunt oamenii aia, că s-a trezit o doamnă asistentă să se ducă cu candela aprinsă, mediul bogat cu oxigen. Este ca și cum să înțeleagă telespectatorii că mulți o să zică, bă, dar ce mare brânză oxigenul ăla. Facem o comparație, este ca și cum dai drumul la o butelie într-o încăpere închisă și tu te duci cu o țigară, o țigară. Cam da. Asta este. Sau mă rog, treci cu țigara pe acolo, că nici nu trebuie să o aprinzi. Oxigenul în concentrație mare reprezintă o bombă când îi dai o sursă. Să dai vina pe managerul unui spital pentru o astfel de întâmplare, eu nu mă s-a întâmplător, ți-am dat exemplul cu bunica respectivă și cu copilul care a căzut de la etaj. E ca și cum ai da vina pe nu știu, o rudă îndepărtată din familia aia că pentru rămas, ce a pățit copilul. Că ți-a rămas soția gravidă. Da, te aștepta așa cumva că nu știu care ar fi trebuit să știe că se va întâmpla. Nu, chiar nu. Deci până la managerul de spital există o ierarhie, da? Așa sper eu. Sunt medici la de-aia organigrama aia cu săgețele, deci, nu? Noi discutăm pentru că nu avem informații certe, însă stau și mă gândesc. Eu mi-amintesc de un alt lucru. Să știi că era o practică. Sunt convins. Există secția ATI și pentru bebeluși la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și mi-aduc aminte că în urmă cu 20 și ceva de ani la fel o asistentă în secția respectivă unde la fel erau incubatoare, ventilatoare și așa mai departe, un bebeluș aflat pe moarte care a scăpat până la urmă cu viață să-i dea Dumnezeu sănătate, undeva era din zona Târgului Neamț. Știu că asistenta s-a dus inclusiv cu o candelă pe care i-a prins-o cu gândul că va fi ajutat. Bine, a venit și preotul și așa mai departe. Eu vreau să accentuez faptul că era o practică asta de a prinde la căpătuiul muribundului o lumânare, ceea ce nu este rău, să nu înțeleagă cineva că este rău, dar intenția, te gândești... Intenția de fapt e exact, bună oarecum. Exact, te gândești unde a prins candela aia respectivă, că noi nu avem nimic aia, cu chestiunea asta. Nu te duci și a prins candela unde... Eu nu cred că asistenta s-a gândit atât de departe și cu atât mai mult cred că mai degrabă vinovat trebuie să fie cel care nu i-a făcut atât ei cât și altor colegi asistenți medicali îngrijitori și așa mai departe, un instructaj. Suntem, subliniez, în o perioadă în care e nevoie de instructaj pentru orice lucru care poate părea banal. Un director de îngrijiri, un asistent șef, pentru că în primul rând asistentul ăla are un șef, asistentul absolut. Șef de secție, da? Asistentul șef trebuia să le facă un instructaj, să le zică, bă, nu aprinzi lumânări, nu fumezi, nu faci, nu pleci la cafea,
când așa și încuipă ăștia aici. Trebuie să ai și un oxigenie, anumit, pericol, un anumit tip, becul, Doamne ferește. Un anumit tip de îmbrăcăminte, absolut. Nu din aia care să facă... Eu mai degrabă m-aș uita dacă a existat un astfel de instructaj. Că dacă se dovedește că instructajul ăla a existat, atunci da, putem discuta despre culpă la asistentul medical, care deși știa că n-are ce căuta cu lumânări candela acolo, s-a dus. Atunci da, e vorba de culpă. Dar dacă n-a existat un instructaj, culpa e mai sus un pic. Un pic, subliniez. Da. Pentru că există o organigramă acolo. Nu poți să te duci direct la manager și să zici, tu ești vinovat. Cu ce? Trebuia eu să fac instructaj la 600 de oameni? Nu cred că managerii sunt vizați în ancheta asta din această cauză. Ce mai degrabă... Zic că ideea subliniind faptul că Lucian Micu la acel moment manager a trebuit să-și dea demisia. Ia uite. Și încă o chestiune. Să știi că și la ATI... Cred că era o practică aceasta de a prinde candelă. Problema pe care n-au înțeles-o mulți la vremea respectivă a fost următoarea. A fost suplimentat numărul de paturi pentru bolnavi în secția ATI. Au fost aduse mai multe ventilatoare care funcționează cu normal, oxigen. Deci dacă ei erau obișnuiți să aibă acolo două, trei aparate cu oxigen pe care le foloseau când și când, dintr-o dată s-au trezit cu cel puțin 10, că au fost 10 persoane decedate, care aveau nevoie de oxigen. Deci erau cel puțin 10 aparate care funcționau. Cineva trebuia să gândească. Trebuia să gândească, să-ți dea seama, să zică, bă, din momentul ăsta nu mai prindem candele pentru că este mare problemă. Cam asta a fost despre situația de la spital. Știi, oricum ar fi, indiferent care ar fi fost vinovatul sau care ar fi fost circumstanțele, durerea pe care au resimțit-o rudele oamenilor care au fost acolo la ATI, nu va putea trece sub nicio formă. Indiferent că zici că vinovat e cu tare, că s-a întâmplat nu știu ce, că nici nu mai contează. Niște oameni care aveau niște rude s-au trezit de azi pe mâine că rudele alea nu mai pot respira, că le este rău, că așa, le-au dus la spital, le-au lăsat acolo gândindu-se că ori, Doamne ferește, vor muri, că n-au mai respirat, ori vor trăi, bine, mersi, post-COVID, și s-au trezit că rudele alea duse într-un spital de unde teoretic te duci ca să ieși bine pe picioarele tale, au murit într-un incendiu. Ai cum să ștergi asta din memoria cuiva și n-ai cum să îi alini durerea în vreun fel. Oamenii ăia vor rămâne toată viața lor cu gândul că sistemul sanitar în sine le-a omorât rudă. Iar suplimentare sunt umiliți de această anchetă de durată care... Și care nu le va mai aduce oricum niciun fel de alinare, beneficiu, nimic. Presupun că unele rude s-au îndreptat în instanță împotriva spitalului cerând daune. Eu așa aș îndrăzni să presupun. Chiar sper că au făcut asta. Și de altfel cred că viitorul unui sistem sanitar în care pacientul este pus cu adevărat pe primul loc, siguranța în interiorul unității sanitare a pacientului sau a aparținătorului sunt puse pe loc de frunte. Toate lucrurile astea eu cred că pot fi realizate în timp mediu, să zicem, doar dacă aparținătorii care pățesc astfel de lucruri se duc în instanță împotriva unităților sanitare cerând daune. Eu cred că un spital care are 160 de procese în care are de plătit daune de minim 5.000 de euro pe bucată, eu cred că spitalul ăla se face țiplă în doi ani. De frică. Așa este. Mă gândeam acum... Că multă lume nu are banii necesari să se ducă în instanță. Că multă lume preferă să-și plângă rudele, să le ducă la groapă și să-și vadă de viață după, sunt de acord. Dar printre ei, garantat, sunt oameni care și-ar permite să facă treaba asta. Și chiar ar trebui să o facă. Și care vor să facă dreptate. Și dacă o făceau începând de acum 20 de ani, înțeles, când duduia ideea că în spitale e cu șpagă, că în spitale te omoară, că în spitale dacă nu vii cu deale tale, n-au de niciunele. Dacă acum 20 de ani se apuca lumea de chemat în instanță unități sanitare și așa mai departe, eu cred că acum noi aveam sistem de sănătate brici, cu mai puțini oameni, dar mai buni. Și cred că site-urile alea pe care se plânge lumea că vă leu ce am pățit la spitalul cu tare erau goale la ora actuală. Nu găseai materiale noi pe ele. Știi? Să mai punem și noi. Ce spui tu este logic. Din plus păcate... că eu n-am uitat o declarație venită de la Spitalul Roman cu 2 ani și jumătate, care era cu... Domnule, băi Nistor, că cam așa era cu direcție. Gen. Vezi de treabă. Mai mult. Vezi că tot la noi te întorci.
Trebuie să ții minte treaba asta, știi? Păi, nu poți să vii cu bolănel de genul ăsta, oricât de doctor ai fi tu. Știi? Aia este amenințare care nu se face. Și eu am perceput-o la fel și mi s-a părut de prost gust. Dacă atât te duce, în care... atât te duce mintea, atât faci. Te crezi, Daniel, Dumnezeu, dar nu știu cum să spun, dar de la Roman la Piatra Neamț sunt 40 de kilometri, de la Roman la Bacău sunt tot 40. Dacă Doamne ferește, uite, hai la Bacău. Ferească Dumnezeu de urgență. Da, cât de urgență a fi? Ce o să facă? Mă lasă să mor acolo că, uite, bă, a venit Nistor care a zis ceva despre spital? Nu cred. Era să zic eu ce ar putea să-ți facă, să acorde asistență medicală de calitate. Să știi, apropo de ce spui tu, Alex, e un subiect extrem de interesant. Din păcate, românii nu sunt obișnuiți să facă așa ceva și să facă. Să acționeze în instanță atunci când consideră că acum au avut problemă, de suferit ei sau rudele lor. De ce? Nu se mai complică. Înseamnă un proces, înseamnă bani, avocat și așa mai departe, timp pierdut. Așa că mulți dintre ei se mulțumesc în situații de genul ăsta. Bă, a murit, Dumnezeu să-l ierte, o fi fost vinovat, ăla nu a fost vinovat. Ok, dar mor și alții în timp, că lucrurile astea dar... nu s-au întâmplat doar la Roman, în primul rând. Alex, în acea vreau perioadă... să-ți dau un exemplu care pe mine m-a înfiorat și spun și de ce. Am discutat aici la Roman TV și am scris nenumărate articole despre DN15 de Piatra Neamț Roman. Drumul ăla, doamnelor și domnilor, prin 2010, 2011, 2012 a beneficiat de un tratament cu griblură. Niște hoți borfași la vremea aia au făcut niște bani pe spatele unor oameni care au murit, au avut de suferit. Cum au făcut bani? În loc să pună o griblură de calitate pe care trebuia să o aducă de la cariere speciale, pojorâtă și așa mai departe, au luat din Siret sau din Moldova piatră de rău pe care au spart-o și au pus-o în loc de griblura aia care îți dă o aderență bună. Piatra asta pe care au pus-o ei îți dădea un derdeluș. Mai ales când ploua era de deluș. Amintiți-vă, oameni buni, și amintește-ți, Alex, în 2015-2016 am avut și statistici. Dom'le, au murit oameni efectiv nevinovați. Toți spuneau și polițiștii că de asta drumul de N15 de Piatra Neamț Roman este plin de limitări de viteză, 30 la oră, în niște zone unde se poate circula lejer cu 50-60. Nu că sunt eu viteză manuncică, dar dacă mergi de la Piatra Neamț la Roman, o să vezi o groază de astfel de limitări în zone unde zici, bă, ce caută astea aici? Au rămas de pe vremea aia. Pentru că ei ce au zis? Băi, mor ăștia, bagă la limitare. Iar când facem dosarul, care a fost cauza? Neadaptarea, neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Condițiile de drum fiind ale borfașilor care au pus piatra aia nenorocită, alunecoasă, lucioasă, care nu îți dădea aderența necesară. Au murit foarte mulți oameni. Nu au fost oameni cu bani, care proveneau din familii bune. Eu nu m-am gândit niciodată în viața mea că un aparținător al unei persoane care... a murit strivită într-un copac cu mașina. Exact. Să nu acționeze în instanță statul român, DRDP-ul și pe nenorociții aia care au făcut ceea ce au făcut. Pentru că acolo a fost o anchetă penală îngropată frumos, doamnelor și domnilor. Îngropată frumos. Au plimbat dosarul, au fost plimbat pe la DNA, că sunt fapte de corupție, nu sunt fapte de corupție. Au găsit facturi care indicau faptul că i-au cumpărat griblură de la Calcaru Pojorâta și când i-au întrebat pe ea de la Pojorâta, băi, ce cu factura asta? N-am dat, domne, noi nimic, griblură și așa mai departe. S-au îmbogățit unii pe... Exact, s-au îmbogățit unii pe chestia asta, alții au murit, dar nimeni nu s-a gândit să zică, bă, dar statule, tu ce faci? Te dau în judecată să vedem cine este vinovat că mi-a murit bruda cu tare și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că nu vom avea situații de genul ăsta nici în cazul spitalului. Poate unul, am înțeles că Sorin Cazan, care l-a avut pe socru, să Dumnezeu să-l ierte, și-a exprimat dorința să dea în judecată spitalul, dacă nu cumva o fi făcut-o. Poate a făcut-o, poate nu, dar o să-l întrebăm. Dar, apropo, și încheiem subiectul ăsta, cred că ai văzut și tu și urmărești documentarele alea de pe Discovery, de exemplu, dezastre în aer. Eu urmăresc când pică... documentare de pe tralala cu, adică bine. Sunt la alt nivel. Ești pe tralala că ai puștaica. E, mai cumpărăți un televizor, băi, săracule, vorba aceea. Nu, că pe amândouă, e aceeași treabă, nu se poate altfel. Ești chinuit. Ei bine, când pică câte un avion comercial de linie, de unele de altele, în țările civilizate cu oameni normali la cap, demarează niște anchete și caută cauza. Dom'le, în momentul în care ea pornesc... Și nici măcar nu trebuie ca cineva să se îndrepte în instanță, pentru că statul în sine demarează niște anchete face care nu-și urmărează 3 ani în primul. Corect, sub nicio formă. Dar știi ce m-a surprins? Și nu știu dacă în România s-a întâmplat treaba asta. Sigur nu. În momentul în care încep cercetările, ei vin cu câteva punctulețe
câteva variante. Bă, de ce s-ar fi putut întâmpla? Că s-a blocat cârma, că s-a întâmplat nu știu ce, că i-a picat o aripă. În secunda 2, ei bagă în sistem alertă. Toți posesorii de Airbus, nu știu cât, băi, atenție, verificați puțin acolo. Uh-huh. Eu sunt curios dacă în cazul Piatra Neamț, după ce s-a întâmplat nenorocirea aia, se discuta când s-au dus cu candela, oare a fost în stare ministerul să vină cu o astfel de alertă să spună că am impresia că a mai fost un accident de genul ăsta pe undeva. Dar să vină cu alertă la nivel național, dar nu au făcut-o public. De ce? Le-a fost rușine să recunoască că există posibilitatea ca cineva să fi făcut prostia asta. Atunci trebuia să circule această alertă prin toate spitalele din România. Bă, nu mai aprindeți candele, bă, unde aveți ATI-ul și fusă bogată în oxigen, că omorâți oamenii. Daniel, eu cred că cea mai mare suferință, a acestui popor, pornind de la omul de rând, până la ministru, dacă vrei, este mentalitatea aia cu așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Da, eu cred că aia e problema cea mai mare pe care o are acest popor. Așa a fost să fie, atât așa a vrut zilele. Dumnezeu, atât au fost zilele, Dumnezeu să-l ierte, pune în cruce, aia e. Dacă indiferent că e bebeluș, foarte important. Sau octogenar. Noi punem egal între copilul mic, omul de 25 de ani, omul de 60, omul de 110. De asta e... Atât a avut zile. Așa a fost să fie, îi punem cadre, nu știu ce. Nu ne uităm niciodată cu adevărat la cauze și nici nu ne gândim vorba ta. Hai să vedem, s-au mai întâmplat situații asemănătoare în toată țara asta? De ce s-au întâmplat situații? Nu pune nimeni întrebarea asta. De la nivel înalt, zic. Pentru că... Odată avem această problemă de mentalitate, de oameni care nu gândesc prea mult. Adică în momentul în care în 2020 plus vii cu atât, a avut zile, poate că ceva e greșit la noi, nu la situația respectivă și poate că omul respectiv chiar ar fi avut zile în alte condiții. Știi? Iar miniștrii ăștia și politicienii și conducătorii de instituții și șefii și tot ce vrei tu, vin din această populație care atâta poate. Ăsta e modul nostru de gândire automat și al lor e la fel. Știi ce se întâmplă? Ei nu o să facă verificări, cum zici tu, iau-te Airbus-ul nu știu care, care are defect la Alex, nu știu ce. Alex, mă scuz, este o chestiune de bun simț. Dacă nu, eu la Piatra Neamț am un caz de genul ăsta... Nu e o chestiune de bun simț, e o chestiune de oameni care chiar vor să gândească, să facă o analogie și le pasă în primul rând. Foarte important e să spese. Apropo de ce spuneai tu... Scuze-mă că te întrerup, dar la înălțimea salariului ăluia de nu știi să numeri banii, da? Nu mai zic de șpăgi, combinații, ce mai au ei acolo, împrumuturi, pardon. De la înălțimea celor sume pe care nu știi să le numeri, crede-mă că empatia nu mai e. Nu mai există. No, ei te crezi Dumnezeu. Nici empatia, nici chefu de a face vreo analogie. Stai în fotoliu cu el și te uiți la... Cu doamne, da, doamne, te uiți pe... Hai să presupunem că ești ministru al sănătății și se întâmplă o treabă din asta, ca cea de la Piatra Neamț, în 6 spitale din țară în o săptămână. Care e cel mai rău lucru care ți poate întâmpla ție ca ministru? Demisia. Nimic nu e vinovat. Demisia, dar ce ai văzut pe cine să-și ia demisia? Presupunând că ți se cere demisia, dispari cumva din sistem, nu mai ești politician. Că sistemul te protejează. Păi asta zic. Gașca te protejează. Deci nu te interesează. Te protejează gașca, însă... Băi, avem niște oameni ale căror nume eu le aud de când sunt în zona asta a presei. Aceiași oameni care se perindă, ba la transporturi, ba pe la Ancom, ba pe la când comunicații. Se poate fără ei. Bă, cum geniile Dumnezeu au ajuns oamenii atât de genial să știe fizică, să știe matematică, economie, bă, de toate știu. De toate, da. Iar eu sunt prost. Că eu știu că sunt prost și mi-asum chestia asta. Dacă ai fi fost deștept, Dumnezeu... erai în locul lor, băi. Da. Cum să nu? Erai acolo sus. Însă, apropo de ce ai spus tu, mentalitatea asta noastră, bine, este clar că nu generalizăm, Alex, sunt și oameni normali în țara asta. Însă mă gândesc doar cei care se simt. Așa a vrut Dumnezeu o expresie dragă multora ca să justifice o nenorocire și a nu lua nicio măsură. Că asta face diferența între noi și Occidentul depravat. Eu aș vrea ca oamenii ăștia care sunt toată ziua cu așa a vrut Dumnezeu, aș vrea ca atunci când se îmbolnăvesc să nu se ducă la spital și să nu ia medicamente niciodată. Dar au mai fost și au murit ca proștii pe acasă. Da, inclusiv în străinătate. Dar nu ți se pare normal? Familii... Mie mi se pare absolut normal. Dom'le, dacă tu crezi că Dumnezeu e în toate, că El îți ia viața,
Bă, dar nu te mai trata, mă, cu medicamente, că pe alea nu le-a făcut Dumnezeu. Acum readuce în discuție ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, COVID-ul, cu unele și cu altele. Nu, eu nu vreau să iau în discuție nimic din perioada pandemiei, în primul rând pentru că știu ce am pățit noi și tot ce înseamnă presă din țara asta în vremea pandemiei. Știu, s-a îmbolnăvit presa, a rămas bolnavă. Știu cum au curs fecale întregi așa către presă în vremea pandemiei și de atunci tot curg, deși pretextul acu e altul. Atunci era pretextul că ne plătește guvernul să spunem că virusul te omoară și că trebuie să te speli pe mâini, că asta spunea, bă, presa atunci. Spală-te pe mâini. Era apelul ăla, spală-te pe mâini, păstrează distanța și poartă o mască. Dar deși zici tu mie, să mă spăl pe mâini. Deși da. Nu te vreau. Plătește, ui, guvernul, ui. Ei, de atunci a început nebunia aia cu presa. Nebunie transformată acum în presa, presa e preplătită, așa zic unii, preplătită, că au învățat termenul de prepay. Le-a luat ani întregi, da? Ei au folosit prepay-ul din 1990 încoace, 95, și au învățat termenul de prepay abia în 2022, să zicem, da? Preplătită. Presa preplătită, da? Ca să facă cu propagandă. Poate vor să spună prea plătită. Da. Să dea Dumnezeu băia care au prea plătitul ăsta toată ziua. Bine, acum să nu trebuie să contestăm treaba asta, însă situația este valabilă la centru, la publicațiile și televiziunile mari. Da, dar situația se răsfrânge și pe presă locală. Nu poți să pui egal între un trus media de la București care are o cifră de afaceri de nu știu să pun virgulele pe ea și un profit la fel. Mă uitam la un moment dat, eu m-am speriat de cifrele alea. Nu poți pui egal între ăia și amărâs de pe la bârlat. Care își mai fac treaba, atenție. Din punctul meu de vedere, în momentul de față în România, presa adevărată se face în... Pe unde se mai face? Se face, face local. În ceea ce înseamnă presă locală. Mai puțin pe la București. Eu sunt convins că presa națională, dacă n-ar exista presă locală, ar șoma. Ei preiau direct subiectele din presa locală, nu citează sursa, n-au nicio treabă și bang, 10.000 de like-uri. Bă, n-ai cum. Mai adică... nou am mai văzut o chestiune și trecem imediat la alt subiect. Hai să revenim la alea noastre, că mă enervez. Stau călare pe grupuri de WhatsApp a celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Și cer, bă, poze. Și cer poze. Și nu mai poze, cer și video. Da, video aveți. Deci vine jurnalistul de la București, de la o televiziune, mare televiziune, și se întâmplă o nenorocire în neamț. Pe DN, pe E85, un accident rutier grav. Și cei de la ISU se duc, descarcerarea și așa mai departe. Săracii militari, printre cele ce au de făcut, trebuie să mai facă și niște poze și dacă se poate și niște video, ca să-l dea la televiziune. Să-l dea la televiziune. Da. Și vine ăla de la corespondentul de la București și zice, poze aveți? Nu. Dar video aveți? Nu. Bă, dar ce faceți voi acolo, băi, pompierilor? Noi avem nevoie de informații. Nu ne dați informații, deci videouri și poze. Voi vă ocupați de salvat vieți. Poliția aceea situație. Da, Alex. Situația asta se întâmplă inclusiv în cazul unor posturi de televiziune care au corespondent local și care nu își mișcă fundul 16 km până la locul evenimentului. Să facă pompierul poze. Pe atunci să-i punem pompierului legitimația de ziarist să-și facă treaba, că asta este. Corect, da, să-i dăm salariul de reporter. Iar comunicatele, uite, vezi că îți mai asum niște articole și faci treabă, acum nu că sunt lipsit de modestie, consider că încă mai fac treaba, s-ar putea să mă răzgândesc la un moment dat, că m-am plictisit și eu să-mi fac treaba. Vă spun sincer, ori îmi caut alte zone, alte joburi, ori vedem de ce un proceda, dar vreau să spun că atunci când îți faci treaba, te poți trezi cu niște plăcinte de procese pe care se le duce ani din zile. Nu mai bine stai și scrii niște comunicate. Bine comunicat. Nu o să-ți vină să crezi. Da, mai bine da. De ce să te informezi eu pe tine care, cititor, nu te interesează probabil un subiect, cum ești furat, cum te fură primarul, cum citești, te fură viceprimarul? Dar nu-l citești, exact. Citești titlul și trei rânduri în cel mai bun caz. Îți dăm un subiect aia, de impact. Asta este o nouă boală a societății. Ea va fi catalogată ca o boală la un moment dat. Și am remarcat-o de multă vreme, de când a început treaba aia cu detalii. Știi când scrie lumea în comentarii toată ziua detalii, detalii, detalii și tu ai scris patru rânduri acolo, gen uite, nu știu, vrei să angajezi pe cineva, da? Angajăm sudor, relații la telefon, nu știu care. Detalii. Detalii. Salariu. Bă, da, a scris omul un număr de telefon acolo, sună. Pune dracu mâna pe telefon și sună. Nu mai suntem în anii aia când dădeai bip. Că n-aveai bani să-ți încarci cartela sau să-ți plătești abonamentul. Ei, oamenii ăia sunt extrem de mulți. Am văzut situații în care vine unul, vinde apartament sau casă și scrie, vă, în casă, pe plus M, nu știu ce, descrie ce are scris și la sfârșit zice, preț X euro negociat. Preț? În comentarii, preț. Băi, dar dă Dumnezeului un click acolo ca să vezi alea șase rânduri.
da? Că îți scrie prețul acolo. Da, așa se întâmplă și cu articolul. Oamenii ăia nu vor citi niciodată un material de presă, nu se vor uita niciodată la o știre de 3 minute. E stilul pic-poc. Și TikTok-ul de 30 de secunde va fi deja mult pentru range-ul lor de atenție, da? Adică lucrurile sunt grave. Fenomenul ăsta TikTok îi afectează pe cei tineri care nu mai au răbdare să asculte, nu mai au răbdare să analizeze problemele, să înțeleagă acolo, anumite chestiuni. Acolo treaba e și mai nasoală, pentru că la un moment dat inclusiv sistemul de predare nu va mai putea funciona. Trebuie să-l facă TikTok. Dar nu poți. Ce Dumnezeu să-i predai omului în 15 secunde 30? Diapozitive, eu știu. Mihai Eminescu cu niște poze călare și pe jos. Doamne și călare și pe jos. Doamne îi ferește. Pui acolo anii. Nu că n-aș fi fanul tehnologiei. Eu sunt actiat după tehnologie în general. Dar cred că din anumite puncte de vedere s-a ajuns la un nivel care pune într-un real pericol generațiile următoare. Ai, nu zic de noi ăștia, prin generațiile actuale. Noi, da, deștepți, mai puțin deștepți, care cum a fi, ne-am descurcat și ne-am duce viața până la capăt, dacă nu ne omoară un accident, un spital, statul român, ceva. Un video aveți? Da, un video aveți. Dar pentru generația tânără, mie mi se pare că noi, cei maturi, îi îndreptăm pe cei tineri spre un dezastru. Cui pasă? Uite, deci bă, copiii noștri, e primul lucru de care trebuie să ne pese. Eu nu nebunesc, zic asta și le pasă, mele zilnic. Alex, lor le pasă de copiii lor, nu de copiii noștri. Tu spui, copiii noștri așa este, nu vezi cât de egoiști suntem ca nație? Uite-te și la politicieni. Da, bă, uite, tu acolo, egoist. Da, tu crezi că pe Ciolacu sau pe Ciucă interesează de copilul tău, copilul meu? Sunt convins că nu-l interesează, dar nu interesează niciun copil. Dar fiecare părinte ar trebui ca pentru copilul lui să vrea cu adevărat ce e mai bun. În afară de vrăjelile alea, cum mamă, câte sacrificii am făcut pentru tine, chestii pe care o urăsc visceral eu. Eu când aud un părinte, mamă, câte sacrificii am făcut, bă, eu dacă aș fi copil, i-aș spune, te-am pus eu, exact. Pe cuvântul meu, că asta i-aș spune. Da? Da. Mai mult de atât, n-ai niciun drept ca părinte să-mi pui mie în față vrăjeala asta cu mamă, câte sacrificii am făcut eu pentru tine. Nu trebuia să faci copii. În primul rând, de ce Dumnezeu a făcut copii? Nu știi ce înseamnă asta? Sau dacă a fost un accident, e accident pentru care ai răspuns. Și tot tu, copilul, devenit adolescent, capabil de sinteză, de a înțelege lucruri, te uiți în jurul tău și vezi, sunt într-un sistem de învățământ în care trebuie să mi se plătească ieși pe pregătiri, să cumpere tati, mami, de toate, să pupăm în fund profesorul cu tare, că altfel îmi pune note mici, să-i aducem flori lui doamna, să fac banchet la Dureu, să... Păi, eu ca copil m-aș îndrepta către părintele meu și aș spune, bă, tu ești tâmpit sau ce ai? Banchet la Dureu? Da. Banchet la Dureu la clasa a patra, Daniel. E pe barul să... La clasa a patra? La clasa a patra, la Roma. Eu am înnebunit când am auzit. E ceva de nedescris. Mă gândeam ce om zdravă la cap gândește că un copil de clasa a patra se poate bucura de un banchet, în primul rând. Dar poate vor părinții să bucure de o ieșire la Dureu. Băi, dar eu zic, deci părinții de genul ăsta, dragii mei, luați-vă copilele de clasa a patra și îmbrăcați-le, mă, în rochile alea de nașe mari. Să le târie așa după ele, să vă bucurați. Machiați-le. Dați-le, frate, cu machiaj. Să... Mi se pare că unii dintre noi nu sunt normali la cap. Nu, confirm copilul că nu are nicio vină, mă, că se naște într-o familie de genul ăsta. Că nu sunt, nu sunt normali, unii nu sunt normali. De aici ar trebui să intervină instituțiile statului, de-aia există decăderea din drepturile părintești, de-aia avem o groază de cazuri. Nu poți să decazi din drepturile părintești pe cineva care face banchet pentru copil, nu știu. Nu, la asta mă refeream. Nu mai zic că nu funcționează decăderea din drepturile părintești în România. Nu funcționează, dar când este cazul, poți să vii și să spui, bă, nene, tu nu ai ce căuta, că uite, ți-ai pus copilul la muncă, de exemplu, sau l-ai bătut, sau nu știu ce ai făcut. În fine, ar fi multe de discutat. Noi suntem într-o țară în care lumea face câte 7-8 copii și după aceea vine pe toate drumurile și se plânge că n-are cu ce să-i crească. Bine, adică, e categoria cu probleme, dar să știi că nu mai stăm atât de bine la natalitate, cred că sporul este chiar negativ, dacă nu mă știu. Sporul este într-adevăr negativ, dar poate ar trebui să ne uităm la ce se coace pe noile generații, pentru că în momentul în care tu te apuci și faci 7 copii într-o societate în care ți este aproape imposibil să crești doi, este absolut clar că acei copii vor avea carențe de educație. Eu revin, Alex, și spun că noi nu înțelegem niște lucruri. Ăștia care sunt la butoane ne coordonează nouă viața prin deciziile pe care le au, lor nu le pasă, le pasă doar de copiii lor. Haideți să ne uităm. N-avem iar noi ne ducem ca uite toată ziua pe la ce școli, pe noi mai bun. Pe la ce școli?
sunt învață copiilor. O să vedeți prin Anglia, pe numai câți corect, dintre da. Români își ar permite, de exemplu, să plătească două bilete dus întors pentru copiii lor să meargă la Londra în fiecare an. Nu mai vorbim de cazare, de taxe de școlarizare și așa mai departe. Copiii lor sunt școliți, se școlesc la Londra, Copenhaga, din banii noștri. Dublin, din banii, banii noștri, bineînțeles. Ei, aia și mi se pare mie important. Ei sunt pregătiți să șteargă Putina oricând de aici și ne lasă în față. Uite ce se întâmplă în Ucraina, Alex. În Ucraina, bezadelele au plecat, au plecat de când hău și, dar și într-o parte și în alta, și în Rusia și în, și în Ucraina. Iar copiii amărâților, a oamenilor normali, stau și mor acolo în tranșee pentru că niște dobitoci, că altfel nu pot să le spun, dom'le, în lumea asta niciun motiv nu justifică un război. Deci dacă absolut au ceva de, de împărțit, să împartă ăla de o parte să se ducă într-o cameră, și cu celălalt, să se ducă Zelenski cu Putin exact. Într-o cameră, de ce să moară copilul ăla de la Cernăuți? De ce să moară copilul ăla de la Cernăuți? Care probabil că s-ar putea să fie singurul sprijin pentru o familie de-a lui. Bine, pe la Cernăuți e destul de liniște din câte da, am da, înțeles. Sunt copii tineri care lupt din Cernăuți, care luptă. Nu, am greșit eu oricum făcând această afirmație, că până la urmă esența este că, așa cum ai spus și tu, absolut nimic în anul de grație 2023 nu poate justifica un război și în general nu poate justifica arme și violență. Bă, deci nu pot să fie atât de barbar cum erau ăia, deci dădeau cu parul în cap pentru teritorii, da? Încât să faci, încât să faci asta în anul 2023. Exact. Și n-ai cum. Vedem că iar, așa cum am și discutat, conflictul... dacă tu ești nebun, că ai observat că ăștia pe care apucă au o șoială, așa, da. Sunt niște oameni cu... da, exact. Pierdută. Bă, duceți-vă, încuiați-vă undeva. Tranșați-vă problemele. Faceți ce vreți voi, dar lăsați vezi, tot restul lumii în pace. Vezi știri că ăla Zelenski l-ar mânca pe Putin, Putin l-ar mânca pe Zelenski, dar nu vreți să vă mâncați voi? Corect, dar mâncați-vă liniștit. Hai să vedem cine câștigă. Da câți bani, ce lucruri frumoase se puteau face cu tona de bani investită în armele respective. Câți bani se puteau face dacă n-ar trebui refăcută infrastructura Ucrainei după? Fabricanții, câte lucruri mișto se puteau face în lumea asta? Cei care au afaceri în domeniul armelor să știi că aveau nevoie de un astfel de conflict. Eu nebunesc când aud și pe robotul șef al țării, că el fiind fierătan, ei plac fierătaniile, știi? Și da, bugetul pentru apărare să-l suplimentăm. Tu te domnule și suplimentează bugetul pentru educație și du-te într-o hrubă și ieși când îți termin mandat. Absolut de acord, dar uite că putem discuta treaba asta data viitoare, pentru că eu zic că e un subiect extrem de interesant, ceea ce se întâmplă și de regulă de-a lungul istoriei acestei omeniri, cei care au fabricat arme au trăit foarte bine și trăiesc de pe urma tragediilor altora. Să nu creadă cineva că atunci când e un război nu plâng decât mamele celor care mor acolo și cei care au de suferit, că în rest își fracă mâine de bucurie, stau la St. Moritz, sunt pe la Monaco, știi? Sunt pe coasta de Azur, sunt pe la San Remo, pe la dracu să ia, se simt absolut bine, se umflă în pene, copiii lor, mă scuz Alex, trăiesc cam pampas, se distrează, mașini străine prin Statele Unite, am văzut prin Sibiu niște familii de ucrainieni cu niște tineri. Bă, numai bun, ia mă Kalashnikov-ul, nu vă spun că nu mă pricep la capitolul haine, încălțăminte și așa mai departe. Eu sunt de acord cu tine, până la punctul persoana cu care eram, eu nu vreau nimeni să mai ia în mână vreo armă vreodată. Eu mi-aș fi dorit să apuc să trăiesc într-o țară și o lume în care nimeni nu se ia la bătaie cu nimeni, nimeni nu scoate pușca. Iar americanii ăia de băi, tot vedem noi ca mare model în multe situații, lasă armele deoparte, planurile de fiecare familie trebuie să aibă o pușcă. Tu ai văzut? Bă, oamenii ăia nu sunt normal la cap. Tragedie, da. Ei au impresia că înarmându-se își rezolvă problemele legate de proprietate, de încălcarea drepturilor, de nu știu ce, iar copiii lor se împușcă la școală. Și împușcă. Îi pușcă pe alții. Da, mă. Deci copiilor se omoară între ei, iar ei, arme. Bă, nu ți-e clar că trebuie să renunți complet la treaba asta? Dar este un interes a celor care fabrică acele arme. Da, da, americanul de rând, omul. Ce Dumnezeu e în dibla lui de zice, arme, ne trebuie arme toate. Arsenal. Dacă se poate. Da, haideți repede să trecem în revistă și alte subiecte. Să știți că e bătălie mare pe Lucia Micu, dacă tot am discutat despre Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, tragedia de la ce? Lucian Micu ar fi în cărți, datele noastre arată, ar fi în cărți pentru o candidatură, o nouă candidatură la primăria Roman. Se pare că îl vor și cei de la PSD și cei de la PNL. Probabil că în momentul în care va avea o decizie sau parchetul general se va pronunța,
Unii spun că nu va exista această soluționare a dosarului până în alegerile de anul viitor, ci că intenționat s-ar întâmpla acest lucru. Acum, nu știu, vorba lui Alex că nu avem niciun party plin, noi nu am discutat despre Lucian Micu numai în termen laudativ aici și cred că niciodată n-am făcut-o, însă, într-adevăr, nu știu ce vină ar putea să aibă acest domn în povestea de la spital, poate are el alte probleme, dar ceea ce privește spitalul e cu totul altă poveste, ci că stă bine în sondaje, Alex, știu și unii și alții și drept pentru care este ar fi curtat. Deși organizația locală PSD Roman, pe care salutăm, pe băieți, ne urmăresc, da, ci că e foarte nemulțumită de o astfel de variantă, nu ar agrea-o. Dar deși, ce alte variante ar avea? Păi, ci că e un sondaj, a spus-o domnul zic Harpa, ca idee. Ai un sondaj, probabil că cel care stă mai sunt, bine va sunt fi absolut convins, orice sondaj îți pune acolo pe locul 1 și a rămas mișton, mentalul populației. Eu cred că sunt variante bune, măcar la fel de bune ca și cea Lucian Micu. Sunt oameni ok în PSD, Roman, dar am înțeles că unii nu ar agrea această variantă, dar o să vedem. Mai e un an? Mai avem un an până la legile locale, multe se vor întâmpla tu ziceai, și se vor ziceai schimba. De Lucian Micu atât în raport cu PSD cât și cu PNL. Mie, de exemplu, mi se pare imposibil ca Lucian Micu să mai joace în hor alături de PNL după ce a pățit pe vremuri alături de PNL. Știi? În momentul în care s-a trezit cu incompatibilitatea aruncată în spate așa pe ultima sută de metri, că așa a fost la el, nu? Ca o suliță. Da, cu pe principiu, candidează Micu, gata. Bine, știi? Acum și legea este legea, acolo lucrurile erau... Da, dar momentul a fost bătător la ochi, din multe puncte de vedere. Nu știm, da? Nu știm, de exemplu, dacă astăzi. Lucian Micu este într-adevăr, cum spui iar, tu, iar Lucian, iar Lucian Micu, dacă mi-aduc aminte eu corect la momentul respectiv, s-a dus până pe la București, alături de salvatorii din PNL, care nu l-au salvat în ciuda aparențelor și după aia s-a dus în PSD în ziua 2, că era iau temă. USL. Bă, candidat și nici acolo n-a găsit colacul de salvare. Eu cred că Lucian Micu, pentru dacă că... mai vrea candidaturi de genul ăsta, doar din partea PSD-ului o poate face. Pe de altă parte, eu dacă aș fi Lucian Micu, n-aș vrea. Deloc. Eu cred că... De ce? Uite-ți spun de ce. Pentru că cum să zic, nu vreau să fie foarte interpretabil. Mie Lucian Micu mi s-a părut o victimă politică. Eu așa am văzut-o la momentul respectiv. A fost o gafă pentru care a plătit. Absolut. Și că plătește și în momentul ăsta. Absolut. Lucian, că nu... Da, mi se pare, cum să zic, prea s-au așezat planetele în defavoarea lui la un moment dat, ca să zicem așa, în defavoarea lui. Da, el a fost sancționat pentru că a fost membru în Consiliul de Administrație la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Da. Și înseamnă o problemă de incompatibilitate. Așa. Confirmată în instanță. Eu în locul lui aș fi avut un gust amar după o astfel de situație întâmplată, subliniez, la momentul ăla. Momentul a fost problema, știi? Fix când vrei tu să candidezi, hop, îți apar lucruri în spinare deodată. Sunt convins. Erau cumva anunțate, să știi. Era da, o sentință. Da, fix când s-a apropie alegerile, te apuci și mă găsești, adică până acum erați orbi sau ce ați avut, știi? Aia zic, momentul. Aia e cheia, în opinia mea. Și de aia eu îl văd oarecum ca pe ceva... o... De aia îl văd oarecum ca pe o victimă în acea situație și sunt sigur că nici lui nu i-a picat bine la stomac și eu, dacă aș fi în locul lui, aș considera că politica nu mai merită băgată în seamă de către mine. Oricât de vertical, mai puțin vertical aș fi ca politician. Bă, nu mai merită. Mai ales că sunt convins că lui Lucian Micu este bine. Sunt absolut convins că este bine așa cum e acum. Indiferent ce face el, ce nu face el, mai stă prin grădină, am văzut, mai postează câte una alta din când în când. Eu sunt convins că Lucian Micu se simte foarte bine în afara funcției de primar la ora actuală. Da, dar să nu fi eu n-aș merge să dansez cu nimeni la ora actuală în politică. Să nu fi pălit microbul politicii, pentru că se spune cei care au făcut politică și au și avut putere, au fost primari sau alte funcții, au avut alte funcții importante, le-a plăcut și mai vor o tură, vorba aceea. Însă... Acum, important în schimb e altceva, că eu în general încerc să mă feresc de astfel de discuții despre politică, pentru că am ajuns la concluzia că suntem deja la nivelul la care, indiferent cine conduce oraș, județ, țară, suntem pe copcă. Scenariile suntem pe copcă. Aia e foarte important. Actorii este absolut important să înțelegem faptul că țara asta
a depășit termenul de valabilitate, ca să-i spunem așa, din punct de vedere al infrastructurii, calității învățământului, calității sistemului de, cum îi spune, de asistență medicală, sistemul de asistență socială, vai de el că legislația e praf și angajări nu se fac, nu sunt oameni destui care se ocupe de câte cazuri sociale sunt în oraș, dar păi în țară. Asta avem, înseamnă prosperitate. Asta înseamnă o grămadă de oameni, o grămadă de oameni care acum sunt trecuți așa în eșalonul 2 al societății. Pe principiu, ăia sunt murdari, sunt needucați, n-au mers la școală, sunt rupte hainele de pe ei, put și așa mai departe. Și sunt trecuți la pleavă societății, dar oamenii ăia cresc. Și oamenii vor deveni parte a societății de mâine. Ei trebuiau să beneficieze de sprijin, de inserție. Bă, nu i-a păsat nimănui, da? Pe partea de sănătate, mizăm pe aceleași spitale construite acum 10 de ani, da? Și ne așteptăm să fie bine. Eu cred că nu o să fie. Iar pe partea de învățământ, noi suntem încă la stadiul la care niște elevi amărâți de clasa a 8-a trebuie să învețe comentarii literare. Băi, deci, dacă în 2023 noi trebuie să dăm examen la evaluare din comentarii literare și din caracterizarea lui Lia și, bă, eu cred că noi suntem blocați între Lia Păpădia. Haide repede. Nu mai contează, deci, cine va conduce, dacă e PSD, PNL sau USR. Apropo de politică, un sondaj a fost dat publicității în urmă cu câteva zile, la nivel național, PSD 28%, AUR 22%, PNL 18%, USR 13%, UDMR e pe la 5%, UDMR va depăși pragul. Vreau să spun că de asta, vreau să spun doar atât, că la nivelul județului Neamț datele ar sta cu totul altfel. De exemplu, PSD-ul este pe primul loc fără doar și poate, PNL-ul ar fi la egalitate cu AUR-ul, însă USR-ul, că aici am vrut să ajung, se pare că USR-ul e undeva groapă. Pe la 5%, da. Iar e la 5% datorită USR Roman, unde mai are activitate viceprimarul și vizibilitate, ca să unde spun așa. Unde e singurul care are activitate? Că dacă n-ar fi USR Roman, acum o să zic că uite ăștia a fost cu Samson, nu domnule, asta este realitatea. USR-ul Neamț este la pământ, are șanse mari să nu prindă pragul, adică 5% în județul Neamț. Bă, eu am interpretat că USR-ul nici nu vrea la Neamț să mai prindă pragul. Bă, poate unii nu mai vor. Da, poate unii nu mai vor, într-adevăr. Radu Samson are oarecum și norocul funcției de viceprimar și are vizibilitate, oarecum, da, vizibilitate, într-adevăr. Că dacă era doar sub aripa lui Iulian Bulai, eu cred că nu mai auzeam de Radu Samson, de vreun an minim, nu mai auzeam nimic. Nu știu cine a reușit. Dar n-ar fi avut ce să ne comunice. Să știi că partidul este distrus, Daniel, la Neamț. Ce putea să ne comunice Radu Samson strict pe filieră politică, dacă nu era viceprimar, dacă nu era în administrație? Să ne zică ce? Mesajele lui Drulă. Mesajele lui Drulă care apar sponsorizate pe Facebook la o țară întreagă, pe o tonă de bani. Splătite cu bani grei, da. Aia e faza, că atunci când bagă Drulă, mă rog, USR-ul, când bagă bani pentru Drulă în Facebook, ca să targeteze pe Odita mai regiune, acolo e o tonă de bani. Dar nu face numai el, ca să nu... O face și Ciolacu și Ciucă și eu, toți. Eu suspectez că Iulian Bulai nu mai vrea să fie parlamentar. Eu asta cred. Poate nu mai vrea la Neamț. Poate nu mai vrea la Neamț, dar clar nu mai vrea. Cel puțin pe Neamț. Pentru că prezența lui Iulian Bulai în comunicarea către potențialul electorat e zero. A făcut conferința aia de presă de 2 lei, din care nici nu puteai să înțelegi vreo ceva, că nu funcționa transmisiunea conferinței de presă. Eu am urmărit-o, că am zis, bă, poate zic oamenii ceva interesant. Am înțeles că au și dispărut porțiuni de acolo. Bă, nasol, ce să zic? Decupate? Da. Așa am înțeles. M-a speriat, dacă este așa, e grav. Deci asta am vrut să scot în evidență, faptul că la nivelul județului Neamț pentru USR situația este nasoală. Nu mai avem timp, aș fi vrut să trecem să discutăm puțin despre... Eu cred că la un procent e mic. Domnul de la PNL, care e Abrudean, care nu este agreat de domnul Ciolacu, o să fie secretarul general al SGG, acolo să știți că miza este extrem de importantă. Și anume faptul că sub secretariatul general al guvernului ar urma să funcționeze o agenție, o mega agenție, sub ordinea căreia să fie companiile de stat. Toate companiile de stat, acolo este miza, vă dați seama, mălai acolo. Băi, deja sunt aceiași oameni care se plâng de găuri în buget, de n-avem bani destui, de trebuie colectare, de nu știu ce. Aceiași oameni. Și ei gestionează o tonă de bani și probabil vom auzi peste câțiva ani povești despre ei, cum am auzit despre Doșoara Timofte cu cazanele ei. Da. Eu aș crede că peste câțiva ani auzim și despre ăștia. Haideți și încheiem, Alex. Nu într-un ton optimist.
ești la butoane, ai o funcție importantă la o agenție, la o companie de stat și fur de te ia dracu, în anul de grație 2023, da? Află ăștia că ai furat peste 6 ani, 2029, tu ai 40 de ani, să zicem, ești în floarea vârstei, te bucuri de banii aia, te duci la mare, te duci, pleci la bari, te duci în Bahamas, te duci prin Canare, te duci unde vrea viața ta, să te simți bine, să cumperi case, amante, să le faci, viață de lux, da? La 40 de ani. Află ăștia când tu ai 47 de ani că ai furat. Atunci vin cu berbecul să spargă ușa pe care tu ai dat vreo 5.000 de euro. Nu din banii tăi. Din banii furați. Foarte important. Exact. Da. Și de, tu zici, sparge-o mă, că n-am plătit-o din banii. Începe ancheta. Și afli că a început ancheta. Ancheta aia durează pe la parchet, stă și pe minim la poliție. Minim 5 ani. Minim 5 ani. Deci s-au făcut 12, da? Tu ai deja 52 de ani, încep să scârțe, scârți pe la un cot, scârți un genunchi. Te duci la o clinică în Viena. Te duci la o clinică în Viena și ai mai multe variante. Dacă ai bani, te duci și îți iei, faci rezidență în Italia și te protejează aia, dar trebuie să ai bani acolo. Da, îți faci și de cazare, da, și de altele, bani. Da. Adică da, ai furat, cum să nu-i. Poate să te sărăcesc amantele, dar cert este că sentința poate să vină cam după 15 ani din momentul în care tu ai furat. Și deja ai o vârstă, copiii sunt realizați, i-ai trimis pe la școli înalte, îi pui să facă și dreptul eventual să te apere în procesele pe care le ai și o să stabilească cineva că, bă, s-o prescris fapta. Bă, wow. Fira, da, iar oamenii, țară, bă, iar oamenii viața, vor fi, uite, bă, ce ne fură ăștia, bă. Hoții, hoții. Iar ăsta, ăștia de la presa, presa care preplătită. Da, preplătită. Sau prea plătită. Da, da, punem punct aici, doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte suntem mult. Suntem bine și ne mai facem. Da, mulțumesc, Alex, pentru prezență și noastră, stimați telespectatori, vă dorim tot binele din lume. La revedere, numai bine!